Comuna cea mai mică din România este în Hunedoara. Are doar 88 de locuitori, cu o treime mai puțin decât acum 10 ani, arată datele provizorii ale recensământului din 2021, publicat de INS. Este vorba despre comuna bătrână din județul Hunedoara, cu numai 88 de locuitori, în scădere față de rezultatul recensământului din 2011, când s-au recensat 127 de locuitori. La recensământul precedent, cea mai mică a fost comuna Brebu Nou din Cara Severin, cu 119 locuitori, care la recensământul din 2021 a înregistrat o creștere ajungând la 166 de locuitori. Cea mai mare comună din România este comuna Florești, din județul Cluj, care și-a menținut această poziție la ambele recensăminte, dar în decurs de un deceniu, populația rezidentă a comunei Florești a crescut de 2,3 ori. Orașul Băile Tușnad și-a menținut poziția de cel mai mic oraș din România, 1372 de locuitori, față de 1641 de locuitori în 2011. Cel mai mare oraș la recensământul din 2021 este Popeștile Ordeni. Și acum 10 ani și în 2021, cel mai mic municipiu a fost și este Orșova din județul Mehedinți, cu o populație de numai 8506 persoane, în scădere cu 1935 de persoane față de acum 10 ani. Exceptând municipiul București, cel mai mare municipiu din România este Cluj-Napoca din județul Cluj, care și-a păstrat această poziție în ultimii 10 ani, deși și-a redus populația cu 37.978 de persoane, coborând la o populație de 286.598 de locuitori. Dar această reducere trebuie privită dintr-o perspectivă mai amplă, luând în considerare și localitățile limitrofe, învecinate, unde populația urbană a optat să se mute la casă. Astfel, dacă municipiul Cluj-Napoca, singur, fără vecinătăți, a scăzut la 88,3% din populația de acum 10 ani, măsurat împreună cu localitățile învecinate, conform datelor, a avut o creștere ușoară, 101,8%, arată INS, relatează Digi24.ro.